seara, după un an de sonete, vreau să-i ofer o aventură a sonetului poetului Teodor Răpan, așa cum domnul Eusebiu Ștefănescu spunea despre această aventură. Eu am debutat cu 99 de sonete acum 2 ani. În această seară, foarte scurt, v-am pregătit câteva sonete care au o calitate. Sunt scurte, doar 14 versuri fiecare. Și așa cum există sonetul literar, ca formă fixă literară, vă spun că la Oradea s-a născut sonetul muzical, ca formă fixă muzicală. Tatăl meu, compozitor, a creat ceva în marginea sonetului, și anume, pe doar două măsuri din Bach, măsurile 169-170 din Fuga pentru sonata a treia de vioară, a compus aproape 1000 de sonete pe versurile, bineînțeles, sonete muzicale, deci muzica pe diferite sonete ale poeților români sau străini. A făcut Shakespeare, sonetele lui Shakespeare, a făcut Michelangelo și la sonetul românesc, în momentul de față, a avut un mare noroc cu marea trilogie a domnului Radu Cârneci, unde a reușit deja să termine al treilea volum de sonete muzicale românești.